Rușii, moldovenii și ucrainienii veniți să petreacă sărbătorile pe stil vechi s-au bucurat din plin de zăpada de pe Valea Prahovei. Pârtia a fost plină de turiști dornici să dea o tură cu sania, snowboardul sau să învețe să schieze. O oră cu un instructor de schi costă 100 de lei, însă nu prețul a contat, ci distracția. Diferențele sunt orientate spre spate, ușor depărtate de corp, ușor depărtate de corp, da? Mulți dintre turiști au ales să se plimbe prin oraș, să viziteze Castelul Peleș, Mănăstirea Sinaia și să cumpere suvenire de la chioșcurile de artizanat. Da, este superb. Efectiv superb. Sunt amintiri extraordinare. Este foarte frumos în România, suntem din Republica Moldova și ne-am simțit perfect aici. Da, suntem în excursie aici, suntem veniți în Basarabia și avem câteva ore de excursie. Nu suntem pentru prima dată, am mai venit și ne place. De fiecare dată ne place. După o zi plină, turiștii au intrat în restaurant unde au gustat din produsele tradiționale românești. Am fost până acum pe pârtii, primele impresii faine, dar încă nu sunt toate. Cred că în următoarele zile va fi ceva mai frumos. Da, este bine, doar că puțină zăpadă. Ne așteptam la ceva mai mult. Până acum, 2000 de turiști din Rusia, Moldova și Ucraina au venit pe Valea Prahovei să petreacă sărbătorile pe stil vechi.